În duminica a 32-a după Rusalii, în alt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei Sasca Mare și un diacon pe seama Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din municipiul Folticeni. Răspunsurile liturgice au fost date de membrii ai grupului psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei Arhiepiscopale. Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul paraclisului reședinței arhiepiscopale, este pomenit de biserica ortodoxă în zilele de 2 și 24 iunie. Sfintele sale moaște se află în biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.